Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre lamantin. Lamantinul este un mamifer mare, acvatic, cunoscut câteodată cu denumirea de vacă de mare. Această denumire mai este folosită și pentru morsă, chiar dacă este un animal diferit, sunt totuși asemănătoare. Cuvântul lamantin provine din cuvântul francez lamenti, care înseamnă a geme, a se lamenta. Deoarece sunetele emise de acest animal seamănă cu plânsul. Poartă denumirea științifică Trichecus. Lamantinul este un mamifer complet acvatic. Există trei specii diferite de lamantin: lamantinul amazonian, lamantinul din India de vest și lamantinul din Africa de vest. Măsoară până la 4 metri lungime, cântăresc până la o tonă și au coze asemănătoare cu vâslele. Sunt mamifere ierbivore și mănâncă peste 60 de plante diferite de apă dulce și sărată. Trăiesc în zonele de coastă, puțin adânci, mlăștinoase și râurile din Marea Caraibilor, Golful Mexic, Bazinul Amazonului și Africa de Vest. Termenul de vacă de mare, care îi este atribuit, este o referire la natura lentă, pașnică, ierbivoră a speciei, care amintește de cea a bovinelor. Au fost descoperite exemplare foarte mari, măsurând 4,6 metri și atingând o greutate de 1775 de kg. Însă, aceste dimensiuni sunt atinse mai rar. Femelele sunt mai mari și mai grele decât masculii. Femela lamantin are două tetine, câte una sub fiecare napă. Pleoapele ochilor mici ai lamantinilor se închid într-o manieră circulară. Lamantinul are o buză superioară mare, flexibilă, prensilă, folosită pentru a aduna alimente și a mânca și pentru interacțiunea socială și comunicare. Lamantinii au botul mai scurt decât colegii lor dugongii. Chiar dacă sunt atât de mari, pot atinge viteze pe distanțe scurte de 30 de km la oră. Lamantinii nu au dinți incisivi sau canini, doar un set de dinți pe obraj care sunt diferențiați clar în molari și premolari. Acești dinți sunt înlocuiți în mod repetat de-a lungul vieții cu dinți noi, pe măsură ce dinții vechi cad, oarecum așa cum fac dinții elefanților. Un lamantin nu are de obicei mai mult de 6 dinți în fiecare maxilar al gurii. Coada lamantinului este în formă de paletă și este cea mai clară diferență vizibilă între lamantin și dugongi. O coadă de dugong este similară ca formă cu cea a unei balene. La fel ca și calul, lamantinul are un stomac simplu în care poate digera materia vegetală dură. În general, intestinele au aproximativ 45 de metri, neobișnuit de lungi pentru un animal de dimensiunea lamantinului. A fost descris prima dată de naturalistul Linnaeus în anul 1758. Sunt în general mamifere solitare, excepție făcând mama cu puiul. Petrec aproximativ jumătate din zi dormind, scufundați, dar ies la suprafață pentru aer în mod regulat la intervale de mai puțin de 20 de minute. Restul timpului este petrecut în cea mai mare parte la pășunat, în ape puțin adânci de câțiva metri. În general, ei înoată cu o viteză medie între 5 și 8 km pe oră. Au o memorie foarte bună pe termen lung. Interacțiunile sociale dintre lamantini sunt extrem de complexe și complicate, ceea ce poate indica o inteligență mai mare decât se credea anterior, deși rămân mai puțin înțelese de știință. Lamantinii se reproduc de obicei odată la 2 ani. În general, se naște un singur vițel. Sarcina durează aproximativ 12 luni. Un adult mănâncă aproximativ 50 de kg de hrană pe zi. Pentru a consuma o astfel de cantitate, lamantinul trebuie să pască până la 7 ore pe zi. Lamantinul are buze prensile. Buza superioară este împărțită în stânga și în dreapta, care se pot mișca independent. Buzele folosesc 7 mușchi pentru a manipula și a rupe plantele. Lamantinii își folosesc buzele și aripile din față pentru a introduce plantele în gură. Lamantinul nu are dinții din față, însă în spatele buzelor, pe cerul gurii, există niște pernuțe dense crestate. Aceste creste cornoase și maxilarul inferior al lamantinului rup materialul vegetal ingerat. Nu pot supraviețui sub 15 grade Celsius. Expunerea prelungită la apă sub 20 de grade Celsius poate provoca sindromul de stres la rece și chiar moartea. Un lamantin poate trăi până la 60 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!